Există pe planeta noastră o lume complet ascunsă care a fost inactivă încă din vremuri imemorabile. Însă această lume plină cu organisme ciudate din vremuri preistorice a fost trezită la viață. Pe măsură ce încălzirea globală amenință masele de gheață de la poli, unii oameni de știință au avertizat că în acea gheață, complet izolată de restul lumii pentru zeci de mii de ani, s-ar putea ascunde ucigași mortali care așteaptă să se dezlănțuiască. În timpul unei cercetări pentru a înțelege potențiala amenințare, oamenii de știință au descoperit aceste pericole antice, iar altele sunt complet necunoscute cercetătorilor. În munții Tibetului, oamenii de știință au lucrat la forarea celei mai vechi și neatinse porțiuni de gheață din lume timp de mulți ani. Ei au putut să colecteze monstre care datează de zeci de mii de ani. Două dintre aceste probe preced cea mai veche civilizație umană cu 11.000 de ani. Acolo se găsesc monstre ale lumii microscopice care erau prezente pe planeta noastră atunci când s-a format gheața. În timp ce biomasa vieții microbiene este incredibil de mică, mult mai mică decât cea prezentă în apa de mare, oamenii de știință și-au perfecționat tehnicile pentru a identifica ce tip de viață trăia în acea gheață care s-a format în antichitate. Ce au descoperit a fost pur și simplu revoluționar pentru știință. Cele două probe au fost prelevate în 1992 și 2015 și, în timp ce gheața nu a fost atinsă de mii de ani, odată ce stratul exterior al masei de gheață a fost înlăturat, aceasta a fost contaminată cu microorganisme moderne. An de zile, bucățile de gheață au fost depozitate în congelatoarele laboratoarelor de știință și, prin urmare, miezul lor a rămas impecabil mulțumită închisorii de gheață. Recent, oamenii de știință au descoperit o modalitate cu ajutorul căreia să topească bucățile fără să contamineze conținutul cu microorganismele din mediul înconjurător din prezent, permițându-le astfel cercetătorilor să examineze lumea microbiană din preistorie. În camera rece de depozitare, oamenii de știință au folosit un fierăstrău sterilizat cu ajutorul căruia au tăiat 0,5 cm din stratul exterior al bucăților de gheață, apoi le-au scufundat în etanol pentru a topi încă 0,5 cm, iar la final au folosit apă sterilă pentru a topi din nou încă 0,5 cm din gheață. După ce a fost topit cu succes și fără să fie contaminat, miezul gheții a fost cercetat la microscop și oamenii de știință au descoperit un adevărat Jurassic Park care datează din epoca de gheață. Cercetând amănunțit organismele prinse în gheața preistorică, oamenii de știință au descoperit 33 de grupe diferite de virusuri, fiecare fiind alcătuită din sute de membri individuali. Din toate aceste grupuri de virus, cea mai mare descoperire a fost faptul că 28 dintre aceștia erau complet necunoscuți oamenilor de știință. Într-un interviu ulterior, unul dintre cercetători a declarat că umanitatea este departe de a preleva chiar și 10% din monstrele grupurilor de virus ascunși în straturile groase din gheața care s-a format în urmă cu sute de mii de ani. Acest lucru înseamnă că sunt mai mulți viruși ce pândesc în întuneric decât am visat noi vreodată, așteptând șansa de a fi eliberați din închisorile de gheață. Tibet nu este singurul loc de pe pământ unde oamenii de știință au forat în căutarea vieții microbiene antice. Și în 2017, cercetătorii au făcut o descoperire măreață atunci când au prelevat monstre de gheață din adâncurile unui lac din Antarctica. Lacul a fost înghețat timp de mii de ani, protejându-și în mod eficient mediul subacvatic de lumea exterioară. Acolo, oamenii de știință au descoperit un microb despre care ei speră că va răspunde la întrebarea supremă despre virusuri. Agentul patogen numit virus evoluează ca formă de viață unică sau au apărut sub forma de viață parazitară care poate supraviețui numai prin infectarea celulelor sănătoase ale gazdei? Întrebarea este una complicată, iar oamenii de știință nu sunt siguri în totalitate dacă virusii găsiți în gheață trăiesc, însă această întrebare este logică pentru că toate ființele vii de pe pământ sunt formate din celule, cu excepția virusurilor. Acestea sunt în esență nimic mai mult decât material genetic învelit într-o coajă tare care are o singură funcție și anume infectarea celulelor sănătoase și folosirea mecanismelor de reproducere celulară pentru a crea alte celule infectate.
În timp ce la prima vedere aceasta pare a fi o definiție a unui organism viu, adică folosește energie și se poate reproduce, pura simplitate a virusului face ca părerile oamenilor de știință să fie împărțite cu privire la întrebarea dacă acesta este viu sau nu. A fost chiar teoretizat că virusurile nu sunt altceva decât descendenții nanomașinăriilor defecte produse de extraterestri și împrăștiate prin univers în urmă cu miliarde de ani. Această teorie are un oarecare sens pentru că a fost propusă ideea unei nanomașinării cu funcție de sondă spațială numită Von Neumann, care se presupune că poate vizita toate sistemele solare din galaxia noastră în doar câteva zeci de mii de ani. Este totuși o îmbunătățire pentru că navele spațiale tradiționale ar avea nevoie de câteva milioane de ani sau chiar mai mult. Acest lucru este posibil, cel puțin asta ne spune ideea, pentru că sonda spațială Von Neumann are o abilitate unică, similară cu cea a unui virus și anume, poate folosi materia cu care se întâlnește pentru a crea o copie a sa și poate face acest lucru de nenumărate ori în mod exponențial, adică din una rezultă 2, din 2, 4, din 4, 8 și așa mai departe. Astfel, într-un timp foarte scurt, am putea avea milioane din aceste sonde care să fie trimise în toate colțurile galaxiei. Din acest motiv a fost creată teoria conform căreia virusurile sunt o formă a sondei Von Neumann, numai că au fost create de extraterestri, însă nu una concepută să exploreze galaxia, ci să ajute la crearea vieții. Din nou, această teorie are un fel de sens, chiar dacă pare desprinsă din filmele științifico-fantastice, pentru că oamenii de știință nu sunt încă în măsură să explice modul în care elementele de bază ale vieții s-au reunit și au dat naștere vieții pe Pământ și cu toate acestea se cunoaște faptul că viața a început să se dezvolte pe planeta noastră odată ce condițiile necesare au fost îndeplinite. Poate că este o coincidență uimitoare. Este posibil ca virusurile antice să fi fost programate pentru a pune în ordine pietrele de temelie ale vieții. Dacă crezi că aceasta este o presupunere bizară, atunci ar trebui să știi că tehnicile de editare a genelor din prezent folosesc virusuri pentru a modifica direct ADN-ul. Poate că o civilizație suficient de avansată ar fi putut crea viruși artificiali care să construiască primele forme de ADN, după care a însămânțat galaxia cu acestea, lăsând noile creații să facă toată treaba, formând viața acolo unde mediul înconjurător a permis acest lucru. Dacă aceste virusuri extraterestre din trecut au creat bucăți mici de material genetic și nu au fost complet artificiali, atunci poate că evoluția a afectat acest virus primordial în moduri neașteptate, ducând la evoluția tuturor virusurilor moderne din prezent. Desigur, aceasta este doar o teorie și nu există nicio dovadă că extraterestrii au însămânțat galaxia cu virusuri pentru a ajuta la dezvoltarea vieții. Totuși, plauzabilitatea ca aceste virusuri antice să fie o amenințare mortală pentru viața din prezent de pe planeta noastră nu este o teorie, pentru că acestea nu sunt înțelese pe deplin de către oameni și sunt capabile să supraviețuiască închisorilor înghețate, iar cercetătorii au fost șocați atunci când un virus vechi de 30.000 de ani, descoperit în Siberia, nu numai că s-a trezit, dar a început să infecteze celule moderne și sănătoase. Acest megavirus, denumit astfel pentru că este mult mai periculos decât se așteptau cercetătorii, este capabil să infecteze amibele. Odată găsită o victimă, virusul face ca orice alt virus, se folosește de amibă pentru a se reproduce, distrugând în cele din urmă animalul unicelular, amiba. În timp ce acest virus specific este incapabil să infecteze oamenii, faptul în sine că un virus vechi de 30.000 de ani s-ar putea trezi și infecta formele de viață moderne a fost o informație sumbră pentru oamenii de știință. Înainte să ai un atac de panică și să-ți construiești un bunker apocaliptic, este important să știi că virusurile sunt lucruri extrem de specializate. Prin acest lucru vreau să spun că poate fi dificil sau imposibil ca un virus să infecteze o gazdă nouă pe care nu a evoluat să o atace. Singurul beneficiu pe care îl avem împotriva acestor virusuri antice este că multe dintre ele nu erau prezente atunci când exista o populație mare de oameni, ceea ce înseamnă că șansele să fie evoluat astfel încât să poată ataca celulele umane sunt destul de mici, așa că cel mai probabil ești ferit de efectele acestor virusuri antice, cu excepția faptului că șansele să fii imun nu sunt de 100%.
În acest caz, întreaga populație poate fi ștersă de pe fața pământului de un lucru antic despre care nu știm dacă este viu sau neviu. Nu ne place să abordăm lucrurile astfel, dar totodată se întâmplă ca virusurile să fie și forma de viață cu cea mai rapidă evoluție și adaptare la noile condiții de mediu, asta dacă sunt vii. De exemplu, virusul HIV este entitatea cu cea mai rapidă evoluție cunoscută de om și, în timp ce se reproduce într-un mod destul de dezordonat și acumulează o mare parte din mutația genetică în timp ce face asta, virusul produce zilnic câteva miliarde de copii ale sale. De aici, tot ce are nevoie este o copie bună care să sufere mutații genetice aleatorii, astfel încât să poată ataca celulele umane și să devină o pandemie globală. Desigur, odată cu topirea gheții formate acum zeci de mii de ani, oamenii de știință se tem că lanțurile vechi ale bolilor din prezent s-ar putea răspândi la nivel global. Din moment ce nu am fost expuși acestor boli de mii de ani, oamenii moderni nu ar avea practic nicio apărare împotriva acestor invadatori microbieni. Chiar dacă ar fi dezvoltat un vaccin, probabil că oamenii rău intenționați sau pur și simplu dezinformați vor posta pe rețelele de socializare că un virus necunoscut provoacă autism și toată lumea va muri. Exact cum se întâmplă chiar și acum în prezent, atunci când apar noutăți pe Facebook despre noul virus al cărui nume nu-l voi pronunța deoarece clipul va fi demonetizat. Sper că ați învățat ceva nou astăzi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!